Dacă doriți să deschideți Scriptura, 2 Corinteni, capitolul 5, primele 10 versete. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el, cu locașul nostru ceresc, negreșit, dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta deci gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim de parte de Domnul, pentru că umblăm prin credință și nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata, după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Vă rog să le luați locurile. Soră Emima, stimate familie Stan, iubiți slujitori, iubită biserică, eu doresc personal și cred că și voi toți ca Dumnezeu să mângâie pe soră Emima și în afară că noi o încredințăm în mâna Domnului, toți aceia care suntem aici în biserica aceasta și facem parte din biserica aceasta, cred că ne vom strădui să o ajutăm cu cineva solicitat dânsa. Cred că este un lucru creștinesc. Eu numai dimineața am aflat însă chiar dacă este un lucru greu, vreau să spun, sunt în stare de șoc. Și din mai multe motive. E păstorul meu, l-am cunoscut, dacă mi-aduc bine aminte, cam în anii 73-74, poate 75 maxim, 1975. Deci dacă număr bine, 40 și ceva de ani. Mai mult ca atâta, suntem de aceeași vârstă. Am fost, el nu mai este. Întotdeauna când mă întreba din ce an îi spuneam, zicea și el din același an, dar zice din ce lună. Și el era mai mare ca mine cu câteva luni. Era adevărat. L-am cunoscut ca tânăr, l-am cunoscut ca slujitor, l-am cunoscut ca coleg, l-am cunoscut ca și păstor. Dar azi dimineață am aflat că stăpânul, Tatăl nostru Ceresc, și-a chemat acasă slujitorul. Duminică seara la ora 10. Și slujitorul a răspuns chemării. Nu se poate face nicio amânare. David spunea, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta îmi erau scrise toate zilele care mi-au fost rânduite, mai înainte să fi fost vreuna din ele. Amin. Este adevărat acest cuvânt? Este splendid. Este cuvântul lui Dumnezeu. Pe lângă faptul că stăpânul și-a chemat acasă slujitorul, Cicu a fost slujitorul nostru, a multora. Amin. Sunteți aici tineri în sală?
care ați fost luați în brațe, poate aici în fața amvonului sau într-o altă biserică, de slujitorul nostru. Și El a cerut binecuvântarea Domnului peste voi și voi ați fost binecuvântați. Amin. Sunteți aici în sală, frați și surori, care ați fost îngenunchiați în fața altarului și păstorul nostru a cerut din mâna lui Dumnezeu binecuvântarea peste căsătoria voastră. Și voi ați fost binecuvântați. Amin. Sunteți aici în sală persoane care ați sunat de la spital. Indiferent la ce oră, și fie singur, fie cu alții, El a plecat la voi. E adevărat? Amin. Așa este. Nu spun lucruri inventate, nu am inventat nimic. Ce spus trebuie, ce a fost trebuie spus. Este într-adevăr, cel mai mare exemplu pentru noi rămâne Domnul Iisus Hristos și singurul model de viață. Dar în același timp, printre noi, avem slujitori, avem oameni care au fost dăruiți total lui Dumnezeu și îi mulțumim pentru astfel de oameni. El, păstorul Jicu, nu va mai sluji pentru noi. Nu. El și-a încheiat slujirea. Frați păstori care ați fost obișnuiți să-L chemați la evanghelizare, să-L sunați, nu mai puteți suna. Pentru anul acesta de sfârșit sau anul viitor la început, El nu vă mai răspunde. Și-a încheiat alergarea. Stăpânul l-a chemat acasă. Cred că se potrivesc cuvintele care le-a spus Pavel. M-am luptat lupta cea bună. Am păzit credința. Și a sfârșit alergarea. Și de acum îl așteaptă cununa vieții, care va da Domnul nu numai lui Pavel, nu numai lui Gico, tuturor celor ce iubiți venirea Lui. Amin? Pavel spunea foarte clar în acest verset: știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Vedeți? Moartea este una din realitățile cu care lumea de astăzi este foarte obișnuită, sau poate putem spune nu este obișnuită, dar ea este o realitate. Nu putem ignora nimeni. A spus-o Dumnezeu, ea se împlinește. Puține excepții sunt în Biblie când oamenii nu au murit, ci Dumnezeu i-a chemat într-un alt mod la El acasă. Dar aceștia sunt excepții. Regula generală pentru toți aceia care ne-am născut este moartea. Dar nu numai atât. Nu se termină totul aici. Nu? Ce este? Este o înviere și este o judecată. Pavel, când a predicat la Atena, în fața, spune noi, creierilor lumii de atunci, când au auzit ei, ne spune Fapte 17, de învierea morților, a spus Pavel, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. De ce? Dacă nu este învierea morților, numai moartea, atunci poți să trăiești chiar cum vrei și cum îți place, cu toată puterea pe care ți-o dau oamenii de pe pământul acesta. În schimb, Dumnezeu spune că este învierea morților și nu-ți poți trăi viața așa cum dorești tu, ci viața trebuie să o trăiești după Scriptură. Domnul să ne ajute la aceasta. Știm în adevăr, spune Pavel. Deci ce știm este adevărat. Nu mai trebuie să testăm, nu mai trebuie să analizăm, nu mai trebuie să ducem nici la un laborator de teste sau de experiență. Ce știm este adevărat. Ce este adevărat? Care este acest mare adevăr? Că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Pentru fratele păstor Gicu, casa pământească, duminică seara la ora 10,
s-a desfăcut. Cortul acesta, care l-a avut până la acea oră, s-a terminat cu el. Dar nu rămâne numai aici, spune Pavel. Știm în adevăr, deci ce știm este exact. Pentru că spune Dumnezeu. Și Dumnezeu nu spune povești. Cuvântul lui Dumnezeu este cum? Întru totul, adevărat și vrednic de crezare. Așa este? Dacă se desface casa pământească, spune Pavel, avem o clădire în cer, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Cum vine aceasta? Dacă deschidem la Efeseni, capitolul 3, 21, capitolul 3, versetul 21, cuvântul Domnului spune în felul următor, deci Efeseni, capitolul 3, pardon, Filipeni, capitolul 3, versetul 21. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are, de a-și supune toate lucrurile. Cortul acesta se desface. Dumnezeu, prin cuvântul său, prin ceea ce ne-a promis, are puterea și o va face la momentul potrivit. Ca atunci când morții vor învia, trupurile lor să fie schimbate în trupuri noi și trupuri de slavă, așa cum spune Pavel Tesalonicenilor, iar cei vii care vor fi în viață vor fi transformați și toți împreună îl vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Domnul să ne ajute la aceasta. Pavel mai spune câteva lucruri. Așadar, noi totdeauna suntem plini de încredere. Deci plin, nu o porție mică, plin, plin de încredere. Că știm că dacă suntem acasă în trup, deci dacă suntem pe pământul acesta, suntem departe de Domnul. Sigur, să nu înțelegem greșit, nu am umblat pe alte căi, nu. Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Pavel dorește mai departe în versetul 8 și spune, da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta. De ce? Ca să fim acasă la Domnul. Cred și sunt convins că fratele Gicu deja este acasă la Domnul. Amin. Versetul 9. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți. Deci ne silim. Nu o lăsăm așa cum bate vântul sau cum vine ploaia. Nu, ne silim. Ne dăm toate silințele, spunea un alt mare apostol. Ne și silim. Cine silim? Să-i fim plăcuți. Vreau să spun că păstorul meu și al vostru și-a dat silința în acest sens să fie plăcut Domnului. Nu că-l laud. Și-a dat silința. Trebuie să ne dăm și noi silința. Să-i fim plăcuți Domnului. Fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, deși într-o situație și în alta. Și încheie așa frumos, Pavel, versetul 10, că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care va fi făcut când trăia în trup. Dragii mei, aș vrea să ne asigurăm că fiecare din noi, mesajul pe care îl transmitem prin vorbe sau prin faptele noastre, metodele și motivele noastre trebuie să fie cele corecte în a-L sluji pe Dumnezeu, cele pe care le spune Scriptura. Pentru ca
lucrarea noastră să dureze și ea să treacă testul focului atunci când vom sta înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Împreună cântăm spre slava lui Dumnezeu și cu această ocazie a adunării de doliu, apoi corul Bisericii Betel Zoilor va continua lauda înaintea Domnului și ne amintim când noi ca biserică ne-am rugat, am postit, am așteptat și tineri și coriști și frați și surori și după greaua suferință, după operație, a intrat și a venit fratele Gicu la noi în biserică în 28 aprilie, la un serviciu de cina Domnului. Răcorirea lui atunci a fost cântarea corului și vederea adunării, dar și cântarea corului. Și după aceste puncte, Domnul să binecuvânteze fratele păstor, de suflet l-am numit fratele Gheorghe Crișan din biserica numărul 1 din Carpați. A fost și păstorul bisericii noastre, mulți dintre noi am fost acolo, membri până să deschide Biserica Zorilor. Domnul să îl învrednicească, n-avea un cuvânt de suflet pentru adunarea de doliu. Amin. Ce viața ca un vis, și zilele se duc și vin, iar noi zburăm spre paradis, spre viață sau spre chin, spre slava cerului senin. Sau spre adâncul durecos, spre veșnicie sus sau jos, fără sfârșit, ești pregătit să zbori, când ceasul va suna. Voi, când El te va chema, ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit, întoarce-te și tu, ca să fim se duce viața ca un nor, spre marele necunoscut, pe oceanul veșnicilor, atâția au trecut, și tu vei trece, nu uita, depinde cum te-ai pregătit, spre veșnicie vei zbura. În infinit ești pregătit să zbori, când ceasul va suna. Voi, când El te va chema, ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit, întoarce-te și tu, ca să fii mântuit. Iată, Domnul va veni cu slavă veșnică pe nori,
înconjurat cu 10.000, cu îngerii în zbor, ca fulgerul la răsărit, și orice ochi îl va vedea, și aceia ce l-au răstignit îl vor vedea. Ești pregătit să zbori când ceasul va suna. Ești pregătit să zbori când El te va chema. Ești pregătit sau nu, acum e timpul potrivit. Întoarce-te și tu ca să fii mântuit. Ești pregătit să zbori când ceasul va suna. Să fii mântuit. Mă gândesc deseori la un glas
După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Și noi știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Amin. Dragă Emima, iubită familie Stan, iubită familie Dascăl, iubiți frați slujitori, păstori din corpul pastoral al cultului penticostal din România, iubita adunare de Doliu, suntem aici în această seară pentru că în zorii dimineții, peste tot, până la marginile pământului, ca un bubuit puternic, a răsunat vestea aceasta tristă că un slujitor și-a împlinit zilele de slujbă și s-a dus acasă. În ce ne privește pe noi, am spune prea devreme, un plug scos mai devreme din brazdă și de aceea noi ne-am adunat aici ca să o îmbărbătăm, să o sprijinim pe sora Emima și să-i spunem, așa cum a zis Solomon mai demult când a scris cartea Eclesiastul, capitolul 8 cu versetul 8, că omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri, că omul n-are nicio putere peste ziua morții și în lupta aceasta nu este izbăvire, nu este câștig. De aceea, sora Emima, suntem aici să te rugăm să accepți voia lui Dumnezeu, să accepți planul lui și voia lui, chiar dacă nu ne convine, chiar dacă nu ne place, nici unul dintre noi n-am fi semnat adeziunea aceasta ca gicul să se ducă așa de vreme. Dar când stăpânul nostru face lucrul acesta, n-avem decât să-i spunem, Doamne, fie voia Ta. E greu lucrul acesta, e greu să spunem așa cuvinte, dar trebuie să o facem. Că așa cum spunea David când a avut o situație specială în familia lui, le-a spus celorlalți din jur, eu mă voi duce la el, dar el nu mai vine niciodată. Până acum ne-am mai dus, l-am mai căutat, am mai vorbit cu el. De aici încolo ne vom duce acolo unde a ajuns el. Și dacă am citat versetul 23 din Evanghelia după Luca, din capitolul 1, despre un slujitor care în momentul când și-a împlinit zilele de slujbă s-a dus acasă. Zaharia s-a dus în sânul familiei, dar în cazul nostru când s-au împlinit zilele de slujbă pentru fratele Gicu, s-a dus acasă la Domn. Este o mângăiere pentru noi, este o mângăiere pentru tine, sora Emima, dar o mângăiere împletită cu durerea pe care trebuie să o suportăm. Ca din partea lui Dumnezeu, El care ne poate întări și ne poate ajuta pentru aceasta. Dar când s-au împlinit zilele de slujbă pentru Gicu, s-a întors și el acasă. Gândiți-vă, duminică seara la ora 10, când se termină ziua slujbelor divine în cadrul bisericilor penticostale din România, fratele Gicu s-a dus acasă. Și spune, da, el n-a mai putut să vină de un pic de timp la biserică. N-a venit aici. A fost pe altarul suferințelor acasă, dar
când s-au împlinit zilele, s-a dus acasă la Domnul. Doresc ca Dumnezeu să o mângâie pe sora Emima, să o întărească și să o îmbărbăteze. Și Apostolul Pavel spunea despre faptul acesta, potrivește cu situația noastră când se desface casa cortului nostru trupesc. Noi avem o clădire în cer la Dumnezeu, o casă pe care n-au făcut-o oamenii, o casă la care ne cheamă Stăpânul nostru. Cine mai are harul, sau poate puțin sunt cei care au harul, în vremea aceasta să-i cheme cineva și să spună, aici sunt cheile, poftim casa. Dumnezeu ne cheamă la lucrul acesta și Apostolul Pavel în primul cuvânt spunea, avem o clădire, deci nu o garsonieră mică, redusă, nu, avem o clădire în cer la Dumnezeu. Jertfa Domnului Iisus Hristos a construit pentru fiecare om de aici de pe pământ, care crede în El, care va crede până la capăt în El, să-i ofere aceea locuință confortabilă despre care Domnul Iisus Hristos vorbea în Evanghelia după Luca, când le spunea oamenilor despre o persoană care a vețuit cu ei împreună, că au venit îngerii și l-au dus în sânul lui Avram. Sânul lui Avram este împărăția lui Dumnezeu și este casa pe care ne-a pregătit-o Domnul pentru veșnicie. Acolo unde, așa cum cântau coriștii, mai înainte, dureri nu vor mai fi, necazuri nu vor mai fi, despărțire nu va mai fi, va fi veșnic pace și bucurie în Duhul lui Dumnezeu. Personal nu mă așteptam să particip la o astfel de sărbătoare, cum se spunea mai înainte, la un astfel de eveniment, pentru că în mintea mea, în imaginea mea, a rămas o zi de sărbătoare. O zi de vară cu vreo 30 de ani aproximativ în urmă, mai bine de 30, când și Gicu și Emima erau înaintea lui Dumnezeu, lângă mine, și i-am întrebat atunci, până când vreți să vă respectați legământul acesta și hotărârea aceasta de a călători împreună. Și amândoi au spus la unison, până la sfârșitul vieții. Sora Emima, este un angajament dus la capăt. Îl rugăm pe Dumnezeu de aici înainte să fie El apărătorul tău, să fie sprijinitorul tău, bineînțeles, din partea lui Dumnezeu aceasta, dar și din partea noastră a oamenilor, trebuie să nu uităm ce spune Domnul Iisus Hristos cu privire la văduve, cu privire la orfani și așa mai departe. Dorim ca Dumnezeu să te mângâie, să te întărească, să poți accepta această voie a lui Dumnezeu și dacă nu înțelegem acum, o vom înțelege mai târziu. Domnul să-ți poarte de grijă, Dumnezeu să binecuvinteze biserica păstorită de fratele Gicu sau bisericile păstorite de el și nouă tuturor să ne ajute ca într-o zi, când vom pleca de aici, cum am cântat mai înainte, să ajungem acolo unde s-a dus și el. Amin. Pe lângă frații slujitori, pe lângă familie, pe lângă biserica întreagă, Biserica Betel Zoilor, am văzut sosiți de departe prieteni dragi, frați de credință, prieteni chiar din tinerețe.
N-am știut, dar îi văd aici pe familia Crasnean din Los Angeles, Vasile și Adriana. Vă spunem un bun venit și Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă mângâie. Fratele vecin de pe pajite, Nicu Dragomir, nu știu, a fost mai devreme sau a venit cu ocazia aceasta, Dumnezeu să te binecuvinteze. Sora Ani Druhora, Dumnezeu să vă binecuvinteze și cei de departe. Fratele Mitru Moldovan cu familia este și el aici din Phoenix, Arizona, a slujit și aseară aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe cei ce sunteți de departe sau de aproape. Vrea să ascultăm în continuare tot corul cântând spre slava lui Dumnezeu. Și apoi Domnul să binecuvânteze în continuare pe fratele păstor Nelu Brie de la Sibiu, venit special cu această ocazie de la Sibiu împreună cu corpul pastoral de acolo. Ne vom sfătui cum va fi slujirile în continuare, dar în prima parte fratele Brie va avea un cuvânt de mângâiere pentru noi toți. Amin. Soră Emima, stimată familie înduliată, dragi frați și surori în Hristos Domnul, am venit în această zi
aici, mânat de respectul enorm pe care îl port în suflet față de fratele Gicu Stan, față de sora Emima, față de Biserica Betel. Ne-am cunoscut în urmă cu foarte mulți ani. Pentru mine, ca păstor mai tânăr, fratele Gicu Stan a fost un model. În primul rând, un model de integritate. Un om la care am putut găsi sfat, am putut găsi înțelepciune. Și acel echilibru duhovnicesc, foarte rar în zilele noastre. E o mare pierdere plecarea dumnealui. De nu i-ar fi Dumnezeu ocrotitor, purtător de grijă, am rămâne fără speranță. Dar el știe să așeze, să rânduiască, să potrivească lucrurile, încât toate lucrurile, chiar și acesta, să lucreze spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. În numele Institutului Teologic Pentecostal din București, pe care îl reprezint, aș dori să ne exprimăm toată simțirea și sprijinul față de familia înduliată. De asemenea, în numele bisericilor pentecostale din Sibiu, din împrejurimi, reprezentate prin mine și prin colegii mei păstori cu care, într-un grup, am venit în această seară aici. De asemenea, simțirea noastră, sprijinul nostru și rugăciunile noastre. Fratele a fost generos, a vrut să ne ofere mai multora cuvânt. Colegii mei păstori au spus că nu doresc să ia cuvânt, oferind întâietate așa de multor frați care respectăm și iubim memoria fratelui Gicu Stan. Mă gândesc la acel loc din Scriptură pe care Domnul mi l-a lăsat. Ferice de morții care mor în Domnul. E un paradox. Ferice de morți. Numai în dreptul celor credincioși acest paradox ia chip. Ferice de morții care mor în Domnul, căci ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Creștinii plâng, creștinii jelesc, dar când plâng și când jelesc, ei o fac cu speranță. Iisus n-a spus să nu plângem, dimpotrivă. El a spus celor care nu plâng să plângă cu cei ce plâng. Există o vreme a jelirii. Eu cred că dacă în vremea jelirii jelim bine, la vremea vindecării ne vindecăm bine. Dumnezeu e și într-un loc, e și în celălalt. El va purta de grijă. Va purta de grijă, sora Emima. Va purta de grijă, stimată Biserică Betel. Va purta de grijă. În acest moment, pentru că știu râvna pe care fratele Gicu a avut-o pentru Evanghelie, și pe noi la Sibiu ne-a ajutat. Și la noi a vestit Evanghelia. Și la noi sunt oameni care s-au zidit duhovnicește
și s-au întărit în Hristos, auzind cuvântul lui Dumnezeu prin Dumnealui. Și acum că îi cunosc această râvnă, aș vrea, în numele acelei râvne pe care a purtat-o, tuturor celor care încă nu s-au întors la Domnul Hristos și sunteți aici prezenți sau departe urmăriți prin intermediul televiziunii sau internetului această slujbă, în numele râvnei pentru Hristos, acestui bărbat pe care îl jălim și îl sărbătorim deopotrivă, vă îndemn să ascultați chemarea lui Hristos, care a spus: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pastorul Gicu Stan a fost un purtător al acestui mesaj. Fie că acest mesaj se ia chip în noi. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dacă acest bărbat și-a dorit ceva, și-a dorit să vadă oameni, bărbați și femei, tineri și bătrâni, care se întorc la Hristos, va fi un mare folos pentru împărăția lui Dumnezeu și o mare mângâiere în ziua de apoi, când se va ști că Dumnezeu a folosit până și această împrejurare, azi, mâine, poi mâine, ca să mântuiască oameni. Și noi vom muri. Nu e tot una cum o vom face. Și noi vom pleca din această lume. Nu e tot una unde. Iisus Hristos a murit pentru noi. Iisus Hristos pregătește raiul pentru noi. Ferice de cei ce cred, ferice de cei ce se pocăiesc. Amin. Amin. Cuvinte și mesaje scurte, dar pline de încărcătură de realitate și de miez duhovnicesc. Domnul să mângâie în continuare familia. Domnul să mângâie Biserica Betel Zorilor. Știți, noi spuneam fraților care ne sună și ne anunțau că se roagă și ei în țara aceasta, în biserici, și le spuneam, da, și mulțumim în același timp, dar nu uitați, Gicu Stan este păstorul nostru. Pentru noi nuanța rugăciunilor, așteptării apostolului, parcă are un alt gust. Domnul a avut și mesaje din prin Duhul Sfânt, Domnul ne-a îmbărbătat prin cuvânt, Domnul ne îmbărbătează și ne întâlnește chiar și în împrejurarea aceasta. Și privim cu toții spre Dumnezeu și înțelegem că voia lui Dumnezeu primează. Domnul să binecuvinteze în continuare tinerii să ne conducă într-o cântare împreună. Dacă am ascultat corul sau fanfara, haideți să ne închinăm și împreună din nou înaintea lui Dumnezeu. Apoi fanfara va continua lauda înaintea Domnului. Elivii, fratele Vasile Cresnean, să aibă un cuvânt din partea celor veniți de departe, din America. Apoi corul va cânta spre slava Domnului. Apoi sora Tamara Pop va înălța numele Domnului tot printr-o cântare. Și apoi Domnul să binecuvânteze pe fratele Ambrozie Pop în a continua un cuvânt de îmbărbătare pentru adunarea de doliu. Am încercăminul, deși știind, n-am avut o casă pe acest pământ. Mi-a fost dată cheia de la un tâmplar din Galileea,
cruce a plătit dobânda grea. Loc unde noapte nu-i loc, unde slava lui, locul pe care l-am visat. Cei dragi mă așteaptă-n prag, dar fața lui întâi am s-o privesc cu drag. În sfârșit voi alergarea merg acasă. Loc unde noapte nu-i loc, unde-i slava lui, locul pe care l-am visat. Dar fața lui întâi am s-o privesc cu drag. În sfârșit voi alergarea merg acasă. Știu că mulți visează la o nouă casă, nici chiar eu nu sunt excepție, vreau să știu. Dar acasă înseamnă mai mult decât un zi de piatră, eu zâmbet cald și îmbrățișarea lui Iisus. Loc unde noapte nu-i loc, unde-i slava lui, locul pe care l-am visat. Cei dragi mă așteaptă-n prag, dar fața lui întâi am s-o privesc cu drag. În sfârșit voi alergarea merg acasă. Loc unde noapte nu-i loc, unde slava lui, locul pe care l-am visat. S-o privesc cu drag, în sfârșit voi alergarea merg thank you.
Dragă soră Emima, familie Crișan, doresc din partea mea și a soției mele, Adriana, să vă aducem sincere condoleanțe. Distanțele nu contează când este vorba de frați scumpi și de prieteni. L-am cunoscut pe Gicu de aproape 40 de ani, din timpul studenției, când a fost la Cluj, un frate scump, iubit, cu care ne-am bucurat împreună, cu care am plâns, cu care ne-am rugat, cu care am mers și am slujit Domnului în misiuni. Și acum a sosit timpul când el a fost chemat acasă la Domnul. Ultima dată când l-a văzut față în față a fost anul trecut, în luna aprilie, când a fost în Statele Unite, și întotdeauna când venea, niciodată nu ne ocolea și venea la noi în vizită. L-am iubit ca pe un frate scump, dar a sosit timpul când Domnul l-a chemat acasă. De fiecare dată când ne întâlneam, îl întrebam, știind de starea sănătății lui, Gicule, cum te simți? Întotdeauna ne spunea, mai bine decât merit. Ce frate scump, ce om iubit de Dumnezeu. Frații, prietenii din Statele Unite, cu cei cu care ne bucurăm și slujim în Biserica Emanuel, unde fratele Gog este păstor, au trimis sincere condoleanțe pentru familia Stan, pentru Emima. Dorim ca Dumnezeu să vă mângâie, Dumnezeu să completeze lipsa fratelui în inima voastră prin bucuria și nădejdea mântuirii, să nu piară din inima voastră. Întotdeauna Gicu ne spunea cu mare entuziasm și bucurie de frații din biserică de aici, pe care el o păstorea, și era atât, atât de mândru de frații de aici. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă mângâie pentru pierderea pe care ați avut-o printr-un frate scump. Din partea noastră, încă o dată vă dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă mângâie. Vom purta în inima noastră o amintire plăcută, o amintire dulce a celui care a fost și va rămâne prietenul și scumpul nostru frate Gicu. Amin.
și fără mângâieri, când nu e om să poată ajuta, când nu știi ce să faci, să mergi, să spui, să taci, atunci vreau mâna ta a mă purta. Te rog să nu mă lași, Iisuse dragă, să stau nehotărât la alții-n prag. Ajută-mă, te rog, în ziua grea și dă-mi lumina ta în viața mea. Mi-ai spus că nici de cum tu nu mă lași, că mă însoțești la cei din urmă pași. Și-n zile de dureri și amar suspin, pe tine să te chem, căci fii amin. Eu nu știu ce va fi și cum se va sfârși, căci astăzi viața este cer umbros. De aceea și mai mult de tine vreau să ascult, Părinte iubitor și miel divin. Te rog să nu mă lași, Iisuse dragă, să stau nehotărât la alții-n prag. Ajută-mă, te rog, în ziua grea și dă-mi lumina ta în viața mea. Mi-ai spus că nici de cum tu nu mă lași, că mă însoțești la cei din urmă pași. Și-n zile de dureri și-amar suspin, pe tine să te chem, căci fii amin. A venit cu toată bucuria, ori de câte ori a fost nevoie sau cazul, să predic de la acest amvon. De data aceasta nu mi-aș fi dorit așa ceva. Aproape că nu vine să cred că în absența lui Gicu sunt aici cu ocazia acestui privec să rostesc câteva cuvinte. Sunt dator să vă spun ceea ce ține de intimitatea mea și a relației mele cu Gicu. Și eu l-am cunoscut de mai bine de 40 de ani. Am avut o perioadă de, nu mai știu, aproape 18 ani, am fost colegi la aceeași fabrică, el era subinginer. Și fiindcă el avea mai multă libertate de mișcare în cadrul fabricii, ar putea să vă spun că aproape zilnic venea pe la mine. A ținut foarte mult la mine. De aceea i-am purtat un profund respect. Pentru mine a fost un frate bun, un prieten adevărat, a fost un coleg, un coleg de slujbă, un vecin bun. De 15 ani m-am mutat în cartierul acesta. Am locuit amândoi mai jos, am fost vecini, apoi amândoi ne-am mutat mai sus, puțin, tot vecini, și acum el s-a mutat mult mai sus. Aș vrea să vă spun, simt un gol profund în sufletul meu. Trec dincolo de ceea ce simte sora Emima, de care suntem alături. Noi, echipa aceasta de păstori din Cluj, prin faptul că l-am avut pe Gicu cu noi,
a însemnat foarte mult. Și am să vă mărturisesc faptul că noi am avut multe discuții, multe confruntări, am aprofundat cuvântul lui Dumnezeu, am avut și păreri diferite. Gicu a fost un factor de echilibru, a fost un etalon doctrinar pentru noi. Dacă noi eram oarecum predispuși să avem mai multe îngăduințe față de anumite lucruri și înțelegere, Gicu n-a făcut niciodată nicio concesie de la adevăr. A fost un om ferm, un om drept, un om cu un profund respect față de cele sfinte. Mi se părea câteodată că este prea exigent, dar exigența aceasta venea din credincioșia lui față de Dumnezeu și de Evanghelia Sfântă. De aceea v-am spus că simt acest gol va fi și mai pronunțat în timpul următor. Dumnezeu a ridicat bărbatul acesta și a fost pentru noi un model și a rămas și va rămâne un model. Și acum, iată, aici aș putea spune în fața acestui tablou, în fața dumneavoastră, aș vrea să vă spun ceva din Sfânta Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, care să răspundă într-un fel acestei realități. Și am să citesc Cuvântul Domnului, pe care îl găsim în Ioan, capitolul 11, de la versetul 32. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și i-a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în duhul lui și s-a tulburat și a zis: Unde l-a spus? Doamne, i-au răspuns ei, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis: iată cât îl iubea de mult. Și unii din ei au zis: el, care a deschis ochii orbului, nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Am să vă împărtășesc un scurt mesaj pe care l-am intitulat Experimentul Betania. Toți cunoașteți această Evanghelie și ați auzit-o de atâtea ori. Și aș vrea să observăm un aspect. Familia aceasta din Betania era o familie iubită de Iisus. Iubirea aceasta era o iubire reciprocă, recunoscută și era o iubire sinceră, cu mare devotament. În versetul 5 citesc: și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. O familie în care Iisus se simțea ca acasă, în care a fost tratat ca cel mai înalt oaspete. O familie a cărei casă și ușă era deschisă oricând pentru Domnul. Înțelegem că era o relație atât de strânsă între familia aceasta din Betania, cei trei frați și Domnul Iisus Hristos. Și uitați-vă ce citim, că în oarecare Lazar din Betania era bolnav. Un om iubit de Dumnezeu, bolnav. Dar și oamenii pe care iubește Dumnezeu se îmbolnăvesc. Lazar era iubit de Iisus, cu o iubire totală, deplină. Și cu toate acestea, într-o zi s-a îmbolnăvit. Și s-a îmbolnăvit grav, și s-a îmbolnăvit de moarte. Și în disperarea aceasta, cele două surori au apelat la Iisus ca la unul care poate totul, poate orice și pentru oricine. Ele erau convinse de lucrul acesta. Deja acest adevăr a devenit crez pentru ele.
Și au trimis după Iisus, ultima lor speranță. Erau aproape siguri că dacă Iisus vine, fratele lor este salvat, definitiv salvat. Și uitați-vă ce citesc eu aici. Dar când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Cum se face așa ceva? Cel mai bun prieten are nevoie de tine și tu zăbovești și tu nu alergi și nu te duci repede să-l ajuți, mai ales atunci când poți. Noi știm situația și boala și suferința lui Gicu. Și am ajuns într-o situație de cât singurul lucru care am putut să-l facem, să ne rugăm. Ce putem să facem? Doctorii au făcut ce au putut. Noi tot ce puteam să facem e să ne rugăm. Și ne-am rugat și am fi participat cu orice ca să-l avem între noi. Dar uitați-vă aici, Iisus care putea, s-a obligat pe sine să rămână pe loc 2 zile. A refuzat să răspundă acestei cerere îndurerate a celor 2 surori. Pentru că Iisus a propus din Betania să facă un experiment. Și mesajul meu așa l-am intitulat, Experimentul Betania. Și în cadrul acestui experiment, Iisus a făcut 3 demonstrații. Și prima demonstrație pe care a făcut-o aceasta este că boala este mai tare decât omul. Boala este mai tare decât omul. Nu contează cine-i omul, religios sau nereligios, mare sau mic, sfânt sau păcătos. Nu contează. Boala este un dușman nemijlocit al fiecăruia dintre noi. Și oricând ne poate atinge. Ea stă la pândă și ne vânează și într-o zi ne atacă. Boala este mai tare decât omul. Citiți istoria biblică. Regele și profetul David s-a îmbolnăvit. Elisei s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. Oamenii sfinți s-au îmbolnăvit pentru că boala n-are sentimente religioase. Boala n-are milă de copii, nu are rușine de oameni în vârstă și nu se intimidează în fața celor mari. Boala atacă necruțător pe oricine. Ce dureros este experimentul acesta și demonstrația aceasta. Și Iisus și-a propus să facă această demonstrație. De aceea s-a obligat pe sine și a încercat să îi convingă și pe ucenici să spună, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, obligându-i și pe ei să rămână pe loc. Au trecut cele 2 zile, Lazar a murit și a fost înmormântat. Și vă rog, reține, subliniați. Dacă nu s-a dus să-l vindece, nu s-a dus nici măcar la mormântarea lui. Știm că la evrei înmormântarea este în ziua în care s-a întâmplat moartea. Și nici măcar la mormântare nu s-a dus. La un prieten, la cineva față de care era dator, față de niște oameni care au făcut servicii mari, i-au oferit masa, patul, casa lor, și nici măcar la mormântare nu s-a dus. Și ne întrebăm, cum adică noi cunoaștem caracterul Domnului? Nu este specific, nu era lui specific să facă așa ceva. De ce Iisus nu s-a dus nici măcar la mormântare? De ce a întârziat? Și după ce s-a consumat mormântarea, eu citesc așa. După aceste vorbe, a spus Lazar, prietenul nostru, doarme, dar am să mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au crezut că chiar doarme. Și atunci Domnul le-a spus direct, Lazar a murit. Și vă rog, rețineți. Și mă bucur că n-am fost acolo. Asta e prea mult. Cum adică? Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo. Ce înseamnă vorbele acestea? Ele nu făceau parte din caracterul Domnului. El avea un alt caracter. Era un om cu milă, cu compasiune. Sărea în ajutorul și a celor care nu-l chemau. Și acum
În al doilea rând, Iisus a vrut să facă demonstrația aceasta, extrem de dureroasă, că moartea este mai tare decât viața. Și nu contează de viața cui vorbim. O să-mi spuneți, și fratele Nelu Brie este un profesor recunoscut și cu profundă cunoaștere teologică, că este o afirmație gravă. Cum? Moartea e mai tare decât viața? Dacă ieri aș fi fost la învonul acesta, aș fi strigat cu toată tăria și convingerea că viața e mai tare decât moartea. Și fac lucrul acesta din când în când. Și mă invită Dumnezeu, săptămâna trecută am fost de două ori la două capele, mă invită într-un cimitir și mă spune, și mă invită aici în fața acestui tablou și spune: și acum ce zici? Cine mai tare? Și sunt obligat să recunosc că moartea e mai tare decât viața. Și a trecut și prin familia mea, și prin casa mea, și prin casele voastre. Și în ciuda ceea ce credem sau refuzăm să acceptăm, ni se demonstrează rând pe rând că moartea e mai tare decât viața. Și acum Iisus se duce la Betania. Am spune noi prea târziu, cu toate că există această regulă, cu toate că Dumnezeu nu se grăbește niciodată, El niciodată nu întârzie. El are timpul Lui și vremea Lui. Și a venit acum la Betania când nu se mai putea face nimic. Când oamenii, oarecum, pe lângă cele două surori, i-au dus și reproșul acesta: El care a deschis ochii orbului, nu putea face ca omul acesta să nu moară? Iată, ei îi recunoșteau autoritatea sa și puterea sa asupra vieții și morții. Și Iisus, în al treilea rând, în cadrul acestui experiment, a venit la Betania, în al treilea rând, să facă această demonstrație glorioasă, că învierea este mai tare decât moartea. Învierea este mai tare decât moartea. Și cele două surori l-au întâmpinat rând pe rând. Și dacă citiți atent, ele n-au cerut Domnului să-L învieze. Ele credeau în învierea de apoi, cu tărie credeau. Dar la timpul prezent nu puteau crede nimic. Și cu toate acestea, declarația lor suna cam așa: dar și acum știm că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Nu ne-ai ajutat, n-ai venit să-L vindești pe Lazar, l-ai lăsat să moară, apoi n-ai venit nici la mormântare. Dar atenție, noi nu ne-am schimbat convingerile despre tine. Pentru noi ești același. Soră Emima, Dumnezeu nu e nici mai bun, nici mai rău, cum a fost în tinereța voastră și în viața voastră, El este același. Mi se pare că acum este oarecum departe, că Dumnezeu nu e așa de bun cum a fost cândva. Nu, Dumnezeu este același. Și a venit aici Iisus în al treilea rând și a făcut demonstrația aceasta. Unde l-a spus? Și s-a dus în fața mormântului, a spus: Lazare, vino afară! Și Lazar a înviat din morți. Ce contează că a fost deja a patra zi și era în mormânt și era în putrefacție? Iisus a venit să facă această demonstrație. Dragii mei, dacă n-ar exista înviere, ar trebui să plângem toată noaptea aici, să ne rupem hainele, să ne sfâșiem inimile, pentru că un om ca acesta, iată, este luat dintre noi și niciodată nu o să-l mai vedem. Dar fiindcă există înviere, există întâlnire, există viață, există din nou această perspectivă binecuvântată care ne oferă mângăiere și speranță. Slăviți să fie Dumnezeu! De aceea vă mărturisesc vouă și vă spun tuturor, pentru liniștea mea, pentru bucuria mea și pentru speranța mea, ori de câte ori văd un sicriu, nu strig în gura mare că nu se cade, dar în mine așa spun: Hristos a înviat! Și dacă îl văd răzmat pe perete undeva
de vânzare. Hristos a înviat! Urăsc moartea, urăsc sicriul, urăsc mormântarea. Nu-mi place, nu vreau să aud aceste lucruri. Și de aceea mă încurajez și vreau să vă spun, dragii mei, acest ultim dușman, moartea, într-o zi va fi învins. Aștept să particip la mormântarea morții alături de Gicu. Dumnezeu să vă ajute și vouă. Amin. Cred că în seara aceasta s-a întâmplat ca la lupta de la Gabaon. Dumnezeu oprește timpul, dar mă uit la ceas și încă mai este timp. Au vorbit frații, ne-au îmbărbătat, au cântat cântăreții, ne-au îmbărbătat și ne-am îmbărbătat cu toții. Dorim să mai ascultăm pe fratele Emil Chioreanu, lăudând numele Domnului cu o cântare. Apoi fratele Titus Bec va avea un cuvânt de mângâiere. După aceasta, sora Tania Pintilie, o cântare. Și fratele Iosif de la Sibiu, un alt cuvânt de mângâiere. Îl întrebam, frate Iosif, ați venit de departe, noi suntem de aici din Cluj. Fratele Ambrozius spunea, eu sunt de acasă. Frate, în numele Domnului, lucrează spre slava lui Dumnezeu. Și toate spre slava Domnului nostru Iisus Hristos, Iisus Hristos cel viu în vecii vecilor. Amin. Aceasta toate strecătoare se duc într-una, toate vor pieri. Și lucruri care fac inima să doară, colo-n cer sus vor fi doar amintiri. Dar până atunci și voi lăuda pe Domnul, ruga mea spre El se va înălța, până-n cea zi când în cer voi ajunge, în ziua când El aceasta toate strecătoare, durerile-s doar trepte tot mai sus, de-a lungul drumului ce mă conduce la ale meu mântuitor iubit Iisus. Dar până aceasta toate strecătoare, necazul meu de azi va fi cândva, cununa vieții cea nepieritoare, ce Domnul ceruri mie îmi va da. Dar până atunci cu Domnule voi rămâne, viața voi trăi o-n înălțimi, până-n cea zi când în cer voi ajunge, în ziua când lui
până atunci cu Domnule vom rămâne. Viața vom trăi o neînălățimi până-n cea zi când în cere vom ajunge. În ziua când l-om întâlni. Sora Mima, Dumnezeu să vă mămâie. Amin. Sora Mima, îndurerată familie, scump frați și surori, vă aduc în numele familiei, în numele Bisericii Salem Alba Iulia, a fraților slujitori din județ și a tuturor credincioșilor care l-au cunoscut pe fratele Cicu, compasiunea noastră. Lângă ea așezăm și lacrimile noastre, care sunt sigur vor fi strânse de Dumnezeu și puse în același burduf cu ale voastre. Și de asemenea, înălțăm și rugăciunile noastre spre Domnul, spre Cel ce singurul poate da mângâiere, poate da speranță și poate da puterea necesară depășirii unui asemenea moment. Pe fratele Gicu Stan l-am cunoscut în vremea copilăriei. Ne-am născut pe aceleași meleaguri. În două comune vecine din Munții Apuseni, comuna Poiana Vadului, fratele Gicu Stan și respectiv comuna Vidra. În vremea aceea, credincioșii pentecostali din comuna Poiana Vadului nu aveau un loc de adunare. Cea mai apropiată adunare era aceea din comuna Vidra, Dialogoiești. Și fratele Gicu Stan, familia, alți credincioși de acolo erau membri și frecventau acea biserică. În momentul în care, ca și copil, am început să fiu conștient de ceea ce se întâmplă în jurul meu, mergând cu părinții la biserică, la un moment dat am avut surpriza plăcută să văd un băiat mai mare, extrem de preocupat să recite versete biblice și poezii. Și noi, ceilalți mai mici, ne uitam la el și l-admiram și ne doream să-l imităm, să devenim ca și el. Vremea a trecut, anii au trecut, fratele Gicu a plecat din zona la Turda și mai apoi la Cluj, dar n-a uitat locurile unde s-a născut, unde a copilărit, n-a uitat nici biserica aceea mică din vârful muntelui și ocazional, în concedii, în vacanțe, revenea și sluja cu mult entuziasm, cu multă pasiune și cu multă eficiență, fiind urmărit cu mare plăcere. Mi-aduc aminte și n-o să uit toată viața, în urma unui mesaj, pentru că fratele Gicu devenise un tânăr care predica în biserica aceea mică, de oameni simpli, cu câteva clase, dar unii dintre ei și-au depășit cu mult condiția datorită faptului că au fost autodidacți și au pus mâna, s-au citit tot ceea ce se putea citi în vremea aceea legat de Evanghelie, de lucrarea lui Dumnezeu. După ce fratele Gicu a rostit acel mesaj, am surprins o discuție care a rămas întipărită și va rămâne întipărită pentru totdeauna. Unul din frații aceia scumpi, simpli,
pe care îl admiram pentru felul în care vestea Evanghelia, pentru judecata sănătoasă pe care o avea, pentru interpretările profunde și biblice pe care le dădea cuvântului, a spus așa: dacă tânărul acesta va continua să stea lângă Dumnezeu, va deveni o unealtă destoinică în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu va lucra în mod deosebit prin omul acesta. Cunoașteți mai bine decât mine felul în care Dumnezeu l-a folosit pe fratele Gicu. Constat, și am constatat-o eu una cu bucurie, că acea previziune a fost una justă și că s-a împlinit. Astăzi, când fratele Gicu a plecat la cele veșnice, pe de-o parte, trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru credincioșia lui, pentru dedicarea lui, pentru felul în care Dumnezeu l-a folosit, pentru felul în care Dumnezeu a marcat viețile multora din biserică și din afara bisericii. Și am vrea ca exemplul lui să fie molipsitor pentru cei ce sunt slujitori, pentru cei pe care Dumnezeu îi va chema în slujire. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Încă o dată, fie harul, îndurarea și binecuvântarea Domnului peste familie și peste noi toți. Amin. Emima, dragă, doresc ca Domnul să te mângâie și să aducă pacea Lui în inima ta. Mi-amintesc de drumul mântuirii pe care am mers împreună și de misiunile frumoase pe care le-am parcurs împreună cu Gicu și cu tine, și despre acest drum al mântuirii vreau să cânt și despre finalitatea Lui. Drumul mântuirii sfinte trece azi prin voi pustii, printre lacrimi și morminte și prin negre vijelii. Dar sărim la capăt harul veșnicei împărății, unde vom sfârși amarul înturat prin voi pustii. Dar sărim la capăt harul veșnicei împărății, unde vom sfârși amarul înturat prin voi pustii. Slavă, slavă, scump Iisuse, pentru ce ne-ai pregătit, pentru harurile aduse, slavă, slavă, fii slăvit! Luptele și suferința ne-nsoțesc și rag și rag, încercându-ne credința, brazde adânci pe viață trag. Dar sărim la capăt harul veșnicei împărății, unde vom sfârși amarul înturat prin voi pustii. Dar sărim în depărtare al cetății sfinte prag și primim îmbărbătare în al luptelor și rag. Slavă, slavă, scump Iisuse, pentru ce ne-ai pregătit, pentru harurile aduse, slavă, slavă, fii slăvit! Doamne, drumul mântuirii vrem cu bine
bine să-l sfârșim și în templul nemuririi fără pierderi să sosim. Vrem comoara cea divină care ai pus-o tu în noi, să-ți o dăruim de plină cu belșug de roade noi. Vrem comoara cea divină care ai pus-o tu în noi, să-ți o dăruim de plină cu belșug de roade noi. Slavă, slavă, scump Iisuse, pentru ce ne-ai pregătit, pentru harurile aduse. Slavă, slavă, fii slăvit. Slavă, slavă, scump Iisuse, pentru ce ne-ai pregătit, pentru harurile aduse. Slavă, slavă, fii slăvit! Amin. Stimată soră Emima, îndurerată adunare, stimați frați și surori, suntem adunați în această după-masă aici pentru a aduce un ultim omagiu și pentru a mai priveghea câteva momente aici, în locul acesta de jale, comemorând trecerea la Domnul a fratelui nostru Gicu Stan, coleg slujitor al Domnului, pe care pot și eu să spun, alături de ceilalți frați, că l-am cunoscut cu foarte mulți ani în urmă, cu circa 35 de ani, când am început slujirea în pastorație, când a venit la Sibiu. Știam despre mulți frați slujitori din Cluj și unul dintre frații care se remarcau în vremea aceea era fratele Gicu. Am avut ocazia apoi să-l cunosc, să colaborăm. A slujit la noi în biserică de mai multe ori, sora Emima ne-a vizitat, a fost și la noi în familie, ne-am bucurat foarte mult să avem părtășie, a fost o onoare pentru noi să îi găzduim, să avem părtășie spirituală. Și desigur că pentru mine, așa cum spuneau și frații înainte, fratele Gicu a rămas și rămâne în memoria mea, în amintire, în sufletul meu, ca un om special al lui Dumnezeu. Sora Emima, Dumnezeu să te binecuvinteze, să te mângâie. Stimată biserică, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă mângâie. Aș dori cu ocazia aceasta, îmi cer scuze, vocea mea este puțin răgușită, vin după o cruciadă de evanghelizare de vreo 3 zile din zona noastră. Vreau să citesc din 2 Samuel, capitolul 3, versetul 38. Împăratul David a zis slujitorilor săi: nu știți că o căpetenie, un om mare, a căzut astăzi în Israel? Aș parafraza acest verset și aș spune: nu știți că o căpetenie, un om mare, a plecat dintre noi astăzi, dar este încoronat în ceruri. Dumnezeu să fie slăvit pentru aceasta. David a compus o cântare de jale la moartea lui Abner. În ochii lui David, Abner era o căpetenie, o căpetenie a poporului ales, un om nu oricare, ci un om mare. Pentru mine și cred că pentru biserica aceasta,
pentru toți frații slujitori, în ochii noștri, ca și în ochii lui David altădată, când a spus aceste lucruri despre Abner, în ochii noștri, fratele Gicu rămâne ca un om mare, o căpetenie, un mare om al lui Dumnezeu. Și aș vrea să spun că o căpetenie a lui Dumnezeu, un om mare, în primul rând, este o căpetenie a casei adunării. O căpetenie a casei adunării. Scriptura în Cartea Numerilor, în capitolul 31, versetul 26, vorbește despre preotul Eleazar. Și spune acolo, preotul Eleazar împreună cu căpeteniile casei adunării. Preotul Eleazar era o căpetenie, dar slujea împreună cu alte căpetenii. Și a făcut o lucrare extraordinară, o lucrare binecuvântată. Asta am văzut în viața fratelui păstor Gicu Stan. O căpetenie a adunării, ca și preotul Eleazar, o căpetenie care a lucrat împreună cu alte căpetenii, care a ridicat alte căpetenii și care a știut ca să slujească în echipă. Ăsta este un rol extraordinar de mare în viața unui slujitor. Și dacă un slujitor reușește să-și încheie lucrarea în felul acesta, ridicând alte căpetenii, lucrând în echipă cu alte căpetenii, într-adevăr este un om mare. Sunt anumite căpetenii și poate unii consideră mari, dar nu reușesc să lucreze în echipă și nu reușesc să armonizeze echipa sau cu atât mai mult să ridice alte căpetenii. Fratele Gicu a fost un model, cum spuneau frații păstori de aici, din echipa pastorală a fraților din Cluj. Dumneavoastră știți mult mai bine decât noi cei de departe, dar și noi, privind spre Cluj, și întotdeauna dați-mi voie să vă spun că spre Cluj privim cu admirație, pentru că e adevărat, Clujul este capitala Ardealului, dar și din punct de vedere spiritual al mișcării penticostale, lucrarea Domnului de aici, de la Cluj, a prosperat mai mult decât în multe alte locuri și de aceea privim cu respect, cu admirație spre slujitorii Domnului și întotdeauna, din acest punct de vedere, l-am admirat și pe fratele Gicu Stan. O căpetenie de adunare pentru cei de aproape, dar și pentru cei de departe. Pentru că fratele Gicu a fost nu numai un păstor aici, în Zorilor, un slujitor al Domnului în Cluj și în zona aceasta, ci el a fost chemat să slujească și a slujit cu multă abnegație și cu multă dăruire în atâtea și în atâtea locuri. Spuneam în Sibiu, dar în câte alte biserici nu a predicat fratele Gicu Stan. Numai cred că Domnul în cartea sa le-a registrat mai bine în România, în străinătate, în Europa și așa mai departe. În al doilea rând, Scriptura spune că un om mare este și o căpetenie spirituală. O căpetenie a casei adunării, dar și o căpetenie spirituală. În cartea Exod, în capitolul 18, versetul 21, Domnul i-a vorbit lui Moise și a spus: alege din tot poporul oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei. Subliniez, oameni destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei. De regulă, atunci când ridicăm slujitori și mai ales atunci când îi ordinăm și îi punem în slujbă în biserică, diacon, presbiter, păstori, privim în Scriptură și suntem atenți. Și suntem foarte atenți să vedem în acești slujitori calități spirituale, calități pe care Scriptura de altfel le cere. Unele din aceste calități sunt textul acesta. Găsim și alte calități în alte texte. Un om destoinic, temător de Dumnezeu, om de încredere, vrăjmaș al lăcomiei. Sigur că este foarte, foarte frumos să poți să găsești un om integru și să-l ordinezi, să-l pui în lucrare. Dar Scriptura spune că mai bun sfârșitul unui lucru
decât începutul lui. La ce folos ca în anumite situații să fie investiți în lucrare oameni care au aceste calități, destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmași ai lăcomiei, iar pe parcurs sau la sfârșitul lucrării să se dovedească altceva. Fratele Gicu a fost un om mare, a fost o căpetenie, pentru că lui se potrivește așa de bine acest cuvânt, mai bine sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Dar și începutul și sfârșitul a fost la aceeași înălțime, la același standard spiritual. Fratele Gicu s-a dovedit a fi un om destoinic, nu numai atunci când a intrat în lucrare, cum spuneau frații aici, pe tot parcursul lucrării și până când Domnul l-a chemat acasă. A fost un om destoinic, a rămas un om destoinic, a sfârșit ca un om destoinic, a fost un om temător de Dumnezeu. Și eu am admirat și mie îmi place foarte mult să admir în viața lucrătorilor teama de Domnul. Pentru că ce trist, trebuie să o recunoaștem, teama de Domnul începe să dispară tot mai mult din viețile unor credincioși, dar și chiar din viața unor slujitori. Un om temător de Dumnezeu, un om de încredere, vrășmaș al lăcomiei. Ce calități de om mare al lui Dumnezeu! Mă bucur să pot fi aici și să admir viața acestui mare om al lui Dumnezeu și să spun despre el că a fost o căpetenie a casei adunării, o căpetenie spirituală. Și aș mai zice ceva, probabil că veți spune, nu se potrivește întru totul. O căpetenie a muzicii, a zice eu indirect. În 1 Cronici, capitolul 15, 22 și 27, se spune despre Chenania, care era o căpetenie a muzicii între leviți. Cârmuia muzica, fiindcă era meșter. Nu știu exact cât de priceput a fost fratele Gicu în muzică. Știu că sora Emima, la capitolul acesta, a excelat. Dar pot să spun că a fost o căpetenie a muzicii în sensul că a știut să selecteze în biserică ce fel de muzică se poate cânta. Când corul din biserica dumneavoastră a vizitat biserica noastră și a participat la evanghelizare, dați-mi voie să vă spun că mi-au uns sufletul. I-am admirat așa de mult, așa de mult m-am bucurat. Când sora Emima a cântat la noi, m-am bucurat așa de mult. Și am spus, fratele Gicu, nu fi el muzician, probabil că nu fi făcut școală de muzică, dar a avut darul de la Domnul să selecteze, să știe ce fel de muzică se poate implementa în biserică. Și admir muzica care se cântă în biserica dumneavoastră. În vreme ca și aceasta în care, știți dumneavoastră ce se întâmplă din punctul acesta de vedere, în multe și în multe biserici. De aceea aș vrea să închei și să spun că pentru noi toți este o mare pierdere că fratele Gicu a plecat dintre noi, dar cred că pentru cer este un mare câștig. Este un mare câștig, pentru că Balaam a spus cândva, o, de-aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Fratele Gicu a sfârșit ca un om neprihănit și a avut parte de o moarte, de fericirea morții celui neprihănit. Cu acest cuvânt aș dori, sora Emima, să fii mângâiată, stimată adunare, fiți mângâiați. Fratele Gicu a fost o căpetenie. Vreau să cred că va fi o căpetenie și în ceruri, pentru că Scriptura spune că cei care slujesc bine aici vor sluji și dincolo. Cei ce și-au îndeplinit cu bine slujba aici vor continua să slujească dincolo, pentru că Domnul știe cum să încredințeze fiecăruia după darul care i l-a dăruit și după ceea ce a dovedit în slujire în viața aceasta pământească. Dumnezeu să vă mângâie și să fie cu noi toți. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvintele frumoase rostite de frați, mesaje, cuvinte puse de Dumnezeu în inima fraților slujitori. Majoritatea l-am cunoscut din tinerețe, cu excepția fratelui Titus, care din copilărie au mers împreună pe calea Domnului, pe calea mântuirii, așa cum se cânta din cântare. Haideți să stăm ridicați înaintea Domnului.
Tinerii vor căuta un verset, două dintr-o cântare și apoi ne vom apropia de finalul acestei părtășii, ne uitând că mâine seară, din nou la o seară de priveche, o seară de părtășie, exact în același loc, ne rugăm Domnului ca Domnul să binecuvinteze alți slujitori care vor vesti cuvântul Domnului. Mulțumim cântăreților, coriștilor, fanfariștilor care s-au pus la dispoziția Domnului și au slujit în seara aceasta. Și după partea de cântare, prin fratele Petrică Moroșan și prin fratele Mitru Moldovan, Elvi să vină aici mai în față, vom înălța rugăciuni de mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru părtășia din seara aceasta. Amin. Stăpâne, Tată, suntem înaintea Ta în această seară. Sufletul nostru geme, Doamne, de durere, pentru că am pierdut un prieten scump,
Tu ai câștigat, Doamne. Tu ți-ai atins scopul Tău de Dumnezeu și ești suveran. Faci ce vrei, Doamne. Dar îți mulțumim pentru toate și Te rugăm acum în seara aceasta, întinde-ți mâna peste familia fratelui Gicu, Doamne. Uită-te înspre sora Emima, întărește-o, Doamne, și mai folosește-te de ea până când și ea va fi chemată acasă, ca să-ți laude numele Tău. Fratele Gicu a fost un luptător, Doamne. A plâns David pentru Saul, spunând că niciodată sabia lui nu s-a rătit în vânt. Și plângem și noi pentru fratele Gicu, pentru că sabia cuvântului Tău în mâna lui niciodată nu s-a rătit în vânt și a lovit unde a trebuit, slăvit să fie în veci. Ridică, Doamne, bărbați de slujbă. Știu că ai de unde, de a făca cuvântul Tău să fie vestit cu putere în orice loc. Îți mulțumim de binecuvântările care ni le-ai dat, să avem momente cu fratele Gicu de părtășie. N-am meritat aceasta, dar Tu ne-ai dat harul acesta, slăvit să fii în veci. Mă rog în seara aceasta pentru Biserica Betel, frații scumpi de aici care știu că L-au iubit atât de mult, întinde-ți mâna și binecuvântă poporul acesta, Doamne. Binecuvântă frații slujitori și ridică-ți bărbați de slujbă, ca lucrarea Ta să propășească, slăvit să fii veci. Îți mulțumim și știu că vei fi cu noi în continuare. Îți mulțumim pentru toate în numele scump al Domnului Hristos. Amin. Amin. Cel care ești învierea și viața, Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, cu reverență, cu smerenie ne închinăm înaintea Ta și proclamăm numele Tău, pentru că Tu ești Domn suveran în cer și pe pământ, și Te slăvim pentru aceasta. Ne închinăm înaintea Ta din locul acesta, Doamne, și chiar dacă în ochii noștri sunt lacrimi, în inimile noastre este durerea despărțirii, Tu, prin Duhul Sfânt, aduci mângâiere, aduci vindecarea sufletelor noastre, Doamne, și știm că prin pierderea de aici cerul se îmbogățește, Te slăvim pentru aceasta. Și Te rugăm, Doamne, să ridici noi și noi slujitori, aprinși de focul pasiunii și Evangheliei, Doamne, pentru mântuirea celor pierduți, Doamne, și locul lăsat gol prin plecarea fratelui Gicu să fie completat. Și Tu să ridici în biserica aceasta noi slujitori. Doamne, Te rog să binecuvintezi poporul de aici, Doamne, și să-i îmbărbătești și să-i mângâi Tu. Mă rog pentru familia îndoliată și în mod deosebit pentru sora Emima, în nopțile când gândurile o vor frământa, când singurătatea va bate la ușa minții ei, păstrează-i mintea întreagă. Pacea Ta care întrece orice pricepere să-i păzească inima și gândurile în Hristos Iisus. Doamne, Te rugăm să ne veghezi pe fiecare. Știm că într-o zi, pe norii cerului va răsuna marea strigare, când trâmbița Arhanghelului va răsuna deșteptarea, când cei morți nesupuși putrezirii vor învia. Doamne, vrem să avem parte împreună cu toți la marea și glorioasa zi a revenirii Tale, când vei chema biserica și când îți vei răpi biserica, niciunul din cei prezenți să nu lipsească. De aceea Te rog, Doamne, cu ocazia aceasta, Doamne, în serile de priveghi și în ziua de înmormântare, cuvântul care se va vesti să aducă rod pentru împărăția Ta. Și plecarea fratelui Gicu să fie ca o jertfă de băutură, ca o jertfă care va încununa întreaga lucrare a acestui destoinic slujitor al Tău. Încredințăm pe toți frații și surorile, încredințăm familia în mâna Ta. Și Te rugăm să veghezi pe fiecare dintre noi la despărțire. Veghează-ne și binecuvintează-ne. Și noi Te slăvim pe Tine, Tată Ceresc, pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin.